pretty, oh so pretty, I feel pretty and witty and oh. Da, e foarte bine, foarte frumoasă. Da, o să-i dau clasă să îndulească-i. Oricum ea n-a avut clasă decât până într-a 10-a. Alo, da? Da, dragă, venim. Oh, au început să vină invitații? Stai liniștită, iubita, ajungem și noi. Da, iubita mea, stai fără grijă. Acum plecăm, da? Te pup, te pup, te pup. Auzi, Marcele? Auzi că e Georgeasca, ci că să ne grăbim că pune aperitivele. Da, la cum o știu, îi le pune în cap lui Mircea, că iară lua vind în ăla ieftin și se face de râs la invitații. Auzi, să-ți iei acul ăla de cravată, de aur, să vadă oamenii aia că bărbatul meu bagă banii în valori, nu în fundul amantelor, da? Mircea crede că noi nu știm că se duce la vecina de apartament de câte ori iese să arunce gunoiul. Uneori mai iese și Georgeasca să-l arunce și se oprește la administrator pentru o reciclare. Ei asta au înțeles că înseamnă să strângi gunoiul selectiv. Fracția uscată la administrator și fracția umedă la vecina. Mamă, ce frumoasă e rochia asta. Exact ce trebuie pentru o petrecere. Mai ales când o să o vadă invidioasă aia de Ionească, o să-și bage unghia în gât. Unghia e scurtă și amărâtă. Mai lungă e unghia aia lui bărbatul care pune sare. Păi ce dragă, eu nu pentru ea mă îmbrac. Eu mă îmbrac pentru mine. Dar merge o eșarfă. Filipească iar o să spună că nu suportă eșarfele. De ce știe ea ce e frumos? Ce că se pune eșarfă, dragă, doar dacă ai gâtul urât. Da? Păi și atunci ea de ce nu poartă? Ia să vedem, ia să așa. Da? Da, mă, asta e, asta e. Asta e. Ia uite ce chic. Marcele, hai dragă că nu ești tu nevasta, mișcă-te odată. Și ăsta al meu nu departe de ceilalți. Știi cum fiecare dintre noi are înăuntru un om enervant pe care uneori nu poți să mai suporți? Ei bine, al meu e în afară și m-am măritat cu el. Nu, că am nevoie de curea. E clar că îmi trebuie o curea. Îmi trebuie neapărat o curea. Trebuie neapărat o curea. Cum îi trebuie Popească? E un lifting. Când a dat afară de la serviciu, i-a căzut fața și așa a rămas. Nu, dar nu e bună asta. Nu e bună asta, că îmi trebuie una de piele, nu de imitație. Păi ce, eu sunt ca Dumitrească, Doamne, iartă-mă. Păi femeia aia n-are nimic natural. Sâni fași, fund cu implanturi, gene false, extensii, unghii cu gel, buze umflate. Ce să-ți placă, domnule, la ea? Ce să-ți placă? Păi asta când merge la mare și intră în apă, mor peștii că poluează cu plastic. Alo, da, dragă? Aoleu, deja pui sarmalele? E bine, dragă, venim imediat. Da, era greu să aștepte să venim. A pus sarmalele. Îmi pare că au început bârfitoarele alea să vorbească despre mine, că atâta știu. Marcele! Mă, Marcele, dacă nu ești gata, să știi că plec fără tine, da? Încă pantofii ăștia vin absolut superb în picioare. Exact ca Vasilească, numai în picioare îl ține pe Vasilescu. Nu, eu n-am văzut soț mai prost ca ăla. Spală vasele, face de mâncare și în timpul ăsta ea se uită la seriale. Până ce se uită la televizor, nu știu că nici n-are nevoie. Să se uite în bucătărie care acolo, sclava Izaura. Păi o să n-ar merge o pălărie. Nu, că ar merge o pălărie, eu așa zic, să am ceva pe cap. Să am ceva pe cap, că data trecută mi s-a agățat papagalul în păr. Papagalul ăla de Florescu. Nevastă s-a credea că ăla se dă la mine. Păi normal că se dă la mine când ea miroase tot timpul a tocăniță. Că la ea nu se face nimic fără usturoi. Prima dată în pandemie, când și-a pus masca, a crezut că face cineva mușdei în autobuz. Da. Eu cred că ar trebui să-și facă un parfum al ei. Garlic by Paco Țărane. Nu, nu, pălăria nu-mi iau, dar îmi trebuie o broșă. Îmi trebuie o broșă și să-mi o așez cu grijă ca să nu mă înțep. Cum s-a înțepat Sandu când a luat-o pe Marineasca. Și mai are și săracul și soacra aia cu gura mare. Și oricum baba aia nu e niciodată mulțumită. Se strâmbă mereu. Că îi face Marineasca de toate, îi face salată de beof, îi face grătare. Când a văzut că mă mir, baba m-a întrebat: da, tu dacă ai fi nora mea, ce mi-ai face? Ce să-ți fac, mama, e pomană? Asta ți-aș face. Nu, că sunt aproape gata.
Mai trebuie? Aoleu, iar e enervanta aia, incredibil. Da, iubita, da. Acasă, da. Nu, imediat plecăm. Aoleu, e 12 deja? La mulți ani, iubita, să avem un an mai bun. Să fie cu noroc și să... Alo? Alo? Ne, și să-ți dea Dumnezeu prietene mai inteligente decât am eu. Ah, că s-a întrerupt. Mă rog, tot timpul sunt probleme cu semnalul la ora asta. Mai Marcele, mă, chiar ești nesimțit. Sună oamenii ăia după noi. E, nu că nu, rochia asta deja nu mai e bună, că nu mai e pentru ora asta. Că deja lumea se schimbă în ceva mult mai comod. Mai bine, uite, o să pun un pulovăraș, ceva foarte drăguț. Așa, punem un pulovăraș. Așa, păi, na, e altceva. E altceva că la Georgeasca oricum e frig. Că zgârcita aia nu dă niciodată drumul la căldură. Cred că și când răcește nu face temperatură prea mare, că se obișnuiește bărbatul cu confort. Auzi-mă că tot îmi iau un pulover numai bine meu așa, niște pantofi fără toc, nu? Că la ora asta nu mai e nimeni cu pantofi cu toc, dragă. Așa, ia. Și uite, iau pe ăștia, că oricum e mult mai comod. Doamne, ce bine e! A, uite un lucru pe care nu l-a zis niciodată bărbuleasca în pat. Când te uiți la ea, e clar, îți dai seama că are orgasm numai când vede ceafa de porc. Doamne, mănâncă cât trei bărbați la un loc și mai e și slabă nesimțita. Măi, eu nu vorbesc de rău pe nimeni, dar slavă Domnului! Dar când începe femeia aia să mănânce, copiii din Africa intră în panică. Pantofi cu pulovă, cu rochie, cu eșarfă, cu... Nu, dar arată rău, arată rău. Să-mi pun pălăria asta, să-mi pun pălăria... Nu, că nu merge pălăria. Auzi, Marcele! Marcele, nu mai lua costumul, pune pantalon și tricou, că am stat după tine până a trecut anul nou. Aoleu, că m-a nebunit asta, m-a nebunit. Iubita, mai nebunit pe bune! Ajungem în 10 minute, nu ți-am zis? Aoleu, încep să plece invitații? Gata, dragă! Suntem acolo cât ai zice pește! Dar mai bine nu zice pește, că te trezești imediat cu șeful rădulească-i pe cap. Nu știe lumea cu ce se ocupă ea. Păi de unde, dragă, atâția bani? Și că e model. Prezintă haine pentru designeri. Da, sunt sigură că ei o angajează cu el. Că femeia aia are 10 kg cu tot cu lentile de contact. Doamne, eu nu știu ce le plăcea bărbaților la ea. Nu știu, poate felul care se uită, că e clar că e dispusă să facă orice. Numai puțină școală nu e dispusă să facă. Mă, nu zic că e proastă. Nu, n-am zis că e proastă. Numai că atunci când s-a împărțit inteligența, ea își făcea somnul de frumusețe. Apropo, Marcele! Măi, Marcele, tu ai adormit sau ce faci? E, ce să adormă, dragă, că vezi că ăsta nici nu s-a trezit. Doamne, dar ce târziu e, uite, de cum mai ajungem noi? Uite, că probabil până la ora asta au spus toate nenorocirile, zic, că le știu eu. Nici nu știu ce-ar fi zis de mine, că oricum n-au ce să zică, dar așa sunt ele, inventează tot felul de lucruri. Și ce că suntem prietene, bă, ce oameni, bă, bă, ce oameni, bă. Ce mai e, dragă? Normal că nu mai vin. Veneam, dar am auzit ce a spus despre mine și nu mai are rost, să știi. Decât așa, prietene, mai bine lipsă, da? Hai, la revedere! Marcele! Marcele, nu te mai trezi că mă bag la culcare, na! Hai să avem un an bun! Mai bun oricum decât a avut Filipeasca cu bărbatul atârnat de grindă. De-aia mi-i plac ei șarfele. Uitasem! Hai! Hai la mulți ani!